Bună ziua! Sunt studentă la Facultatea de Psihologie din București, iar logotnicul meu este ipodiaconul prefericitului Daniel. În acest cadru s-a întâmplat și cazul despre care eu o să vă povestesc. Este vorba de o tânără pe nume Analisa, în vârstă de 18 ani, care, într-un moment de disperare, a venit să se închine la Patriarhia Română pentru faptul că era presată de familie să facă un avort pe care ea nu și-l dorea, din prisma faptului că sarcina a apărut într-un moment în care ea era foarte îndrăgostită, prietenul nu o susținea, ba din contră, el era plecat în străinătate și făcea presiuni puternice asupra ei pentru a face avortul. În clipa în care a ajuns la catedrală, ea era într-o stare de degradare foarte puternică, se vedea lucrul acesta, iar prietenul meu a abordat-o și a început să aibă o discuție cu ea. Ea atunci a început să mărturisească faptul că medicul la care a fost a anunțat-o că sunt șanse să nu mai poată face copii niciodată, și că ar trebui să facă cât de curând avortul. Așa că ea s-a programat următoarea zi să se ducă să facă avortul, pentru că acasă nu mai era primită. Noi, în clipa în care am auzit despre această situație, am asigurat-o că are tot suportul nostru. Am contactat-o pe Alexandra. Ea a venit cu partea ei de suport. Am dus-o la medici. Am încercat să o calmăm și să o liniștim, să o anunțăm că sunt oameni care le oferă suport, pentru că, din păcate, în țara noastră, foarte puțini tineri cunosc faptul că există posibilitatea și există metode prin care tu să-ți duci sarcina la bun sfârșit și chiar mai mult de atât să poți evolua în continuare. Ea fiind primul an de facultate, se gândea că va trebui să renunțe la facultate. Faptul că noi am vrut să facem un lucru bun, vă dați seama că au apărut și încercările. Așa că familia, atunci când a auzit că noi dorim să o susținem și să nu facă avort, au început să facă presiune asupra noastră. Chiar prietenul său a trimis persoane să ne agreseze fizic. Și totodată el s-a simțit amenințat că s-ar putea să-și piardă iubita și prietena de care era îndrăgostit. Numai că irresponsabilitatea și dorința de a fi o persoană liberă, fără niciun fel de obligații, era mai puternică. Așa că el a început să ne agreseze și a hotărât să o ia în străinătate alături de el, el fiind plecat în Italia. I-a cumpărat biletul de avion și totodată i-a făcut o programare în Italia, la o clinică, să facă avort. Noi am ținut cât mai mult de ea și am încercat să o facem să înțeleagă că nu ar trebui să plece, lucru care s-a și întâmplat, a anulat biletul de avion și nu a plecat la el. Sarcina a continuat, numai că ea a hotărât să încerce să-l convingă și pe el, pentru că era omul pe care ea îl iubea, să-l convingă că decizia pe care ea a luat-o este cea mai potrivită pentru viitorul lor, și asta au și făcut. În momentul de față, Analisa este o fată de 20 de ani care are un băiat, un băiețel, este cu soțul ei în străinătate, în Italia, studiază la o facultate în Italia. Și sunt o familie fericită în momentul de față. Problema cu care noi ne-am confruntat și am vrea să o luați în considerare este faptul că tinerile din ziua de astăzi își pun semnul de întrebare că atunci când ele acceptă sarcina, ce vor face după ce ele au născut? Este o reală problemă faptul că ele, neavând sprijin din partea familiei sau a soțului, iubitului, ele nu se vor descurca singure. Noi avem nevoie de
centre unde ele să poată locui, unde să poată studia, unde să poată să-și găsească un loc de muncă și să se poată întreține, să se poată dezvolta normal ca celelalte persoane. Eu sunt în anul 3 de facultate, iar tema mea de licență se bazează pe acest lucru, pe reabilitarea și reintrarea în societate a tinerelor care se află în criză de sarcină, dar totodată a tinerilor care nu au terminat o facultate sau nu au studii și nu se pot angaja. Acesta este îndemnul și dorința noastră, este să facem un apel către persoanele în măsură să putem să ajutăm tinerele în astfel de situații și să nu fie nevoite să facă compromisuri cu viața lor și cu copiii pe care îi aduc pe lume. Vă mulțumesc!